Сейчас transmito reportaje din Moldova. Noi să vorbim despre mămici. Mămicile sunt cea mai mare comoară de pe planetă și cea mai mare comoară a părinților sunt copii. Copiii sunt atât de valoroși, părinții pentru asta îi îngrijesc, nu le pasă de aur, doar pentru că își iubesc copiii. Scrisorile, toate chestiile acestea sunt doar niște trecătoare, dar părinții sunt cei mai importanți. De asta nu vă recomand ca să vă despărțiți de părinți. Puteți voi, nu o să-i mai găsiți și să stați așa și să vă duceți la orfelinat. De asta nu vă recomand să vă despărțiți, dar nu vă pot convinge. E alegerea voastră. Voi alegeți care, nu eu. Deci, părinții sunt cei mai valoroși de pe planetă. Sunt cei așa, trebuie să iubești cât ei nu mor. Ei toată viața trăiesc pentru copii, ca să îngrijească copiii. De exemplu, un părinte a crescut pe un alt părinte. Și așa se cresc copiii, un părinte prin altul. Și sunt atât de valoroși părinții. De asta nu vă recomand să spuneți și cuvinte urâte la părinți, că vreți voi să o despărțiți. Dar cel mai important să-i convingeți pe părinți să nu vă, de asta, să nu vă părăsească. De asta nu vă recomand ca pe părinți, ca părinții să vă părăsească. Și nu vă recomand ca voi să-i spuneți: tu, hai te rog, tu pleci că vreau sigurătatea. Asta nu e un lucru frumos, credeți-mă. De altfel, n-am ce vă face. Cam atât a fost. Bună, eu sunt David Bubușoi și ne revedem data viitoare. Și dacă vă place de mine, să vă uitați pe YouTube. Pa, pa!